Asta am spus, la bloc, nu? Da, la bloc, da. De bloc vorbim. De la 1 ianuarie se modifică legea gestionării deșeurilor și oricum aveam de gând să facem treaba asta și la bloc, adică să separăm deșeurile biodegradabile, ce vegetale aveți în apartament, de celelalte. Așa că unul din aceste guri, de la 1 ianuarie, va fi pentru deșeurile biodegradabile. Și până la 1 ianuarie, am anticipat. Și până atunci, haideți să punem un container pe care să-l folosim, o să găsim, o să aprobăm un tarif, în așa fel încât cineva trebuie să-și asume aceste cheltuieli, în afara faptului dacă acele vegetale provin de pe domeniul public. Dacă, nu, eu vorbesc de la blocul, de la frunza. Deci pentru cele, în regulă, cele care devin de pe... Nu, se vorbește frunzele pe care o fac lângă bloc. Da. Pentru alea primiți de la noi, staj negri gratuit și le puneți deci, în acest negri, da, da, sigur. Că vor fi ușor de utilizat, dar dacă se va lucra în echipă, și vorbesc echipa formată din operatorul de salubrizare și cetățeni. Dacă cetățenii vor înțelege să recicleze așa cum scrie pe pliantele acestea, eu zic că va fi fără probleme. Va fi ușor de utilizat. Ce înseamnă pentru oraș să treacă la un astfel de sistem de colectare? Important. Pentru orașul nostru Râmnicu Sărat, în primul rând scăpăm de mizerie și lumea trebuie să civilizeze. Asta este. Eu zic că e un lucru chiar istoric pentru orașul nostru Râmnicu Sărat. Destul de... Cred că se întreabă multă lume. Spuneți-mi, vă rog, credeți că va fi greu să se folosească aceste platforme? Până se vor obișnui, până le vom explica cum se lucrează cu aceste platforme, va fi destul de greu. Noi, în zona centru, având în apropiere străzi, am avut întotdeauna probleme cu cei de pe străzi care ne-au adus la containere deșeuri din curți. În permanență lângă containere erau stive de gunoi. Acum, dacă s-au făcut aceste platforme și cu camerele de luat vederi, sperăm să nu mai fie problema asta. Și noi ne dăm toată silința să le dăm locatarilor tagurile și tot concursul să poată să obișnuiască cu aceste containere. Este un lucru foarte bun la nivel de Râmnicu Sărat și sperăm că, practic, zona este cu oameni foarte, nu știu să spun eu, civilizați. Și ar trebui, într-adevăr, să folosim astea cu foarte mult gândire și respect. Nu aveți, da? Nu aveți, da?